Vești bune! Anul 2024 începe cu utilaje parcate pe segmentul de autostradă A7 Bacău-Pașcani. Ne aflăm undeva pe drumul care ar trebui să ducă spre comuna Miron-Costin, drumul de legătură între Roman și Piatra Neamț. Cum a zis colegul mai devreme, DN15D. Satul Miron-Costin, nu-i comună. Satul Miron-Costin. Vedeți că au venit utilaje, excavatoare, buldozere și așa mai departe, utilaje care se vor apuca în curând să-și facă treaba aici. Ultima oară când ne-am filmat eram la Filipești, unde se lucrează în continuare. Foarte, foarte curând vor începe lucruri și pe segmentul ăsta de autostradă. Asta e așa ca un fel de update, pentru că de la UMB nu vine nimic oficial, de la DRDP ocazional se primesc anumite informații, dar e bine să vedeți cu ochiul vostru și să auziți cu urechile voastre și să judecați cu propriile creiere care e stadiul lucrărilor. În momentul acesta, utilajele sunt parcate aici. Presupun că vremea nu permite începerea efectivă a lucrărilor, dar mă aștept ca în curând să bucata asta de autostradă să intre în lucru. O să luăm mai multe imagini, poate luăm și cu aerian și o să vedeți mai pe larg ce și cum.